exemplu, bine, m-am gândit la propună, cu exemplu, în de matematică. Așa, deci, vedem un fel repede în temă. 13 la 37. Deci, cum zicem, numere zecimale. Da, aici sunt. La numere raționale pozitive, fracții zecimale. Fracții zecimale, da? Fracții zecimale. Da. Pentru numărul natural n, se consideră fracția ordinară, zice n plus 2. Pentru n. Da, se consideră fracția ordinară. 10n plus 2 supra 10n plus 3. 10n plus 2 supra 10n plus 3. Arătați că, pentru orice n natural, fracția decimală obținută este periodică simplă. Arătați că... Pentru orice n natural... Oricare n număr natural... Fracția decimală obținută este periodică simplă. Atunci 10n plus 2 supra 10n plus 3 periodică, egală, da, nu? Simplă. Fracție periodică simplă. Pe primul lucru care îl observăm este că sus o să fie mereu un număr par. Da. Și jos o să fie mereu un număr impar. Jos o va fi totdeauna un număr impar. Asta e o observație. Pe tine, te rog, imediat te puși pe tine. Ce observație vrei? Aveam observație că 10 este 2 ori 5. Bun. Și la ce te ajută? Că pe mine m-a interesat tot numărul. Să vedem aici la care adunare. E aici adunare. În plus 3 și strică jocul. Trebuie să fie practic. Dacă ar fi 10n ori 3, ori 3, atunci în componență, dar divizorul ar fi 2 și 2 și 5. Te rog. Numitorul nu e divizibil cu 2 și 5. Numitorul nu este divizibil cu 2 și 5. Deci nu se împarte la 2 și la 5. Dar nici ce. Și atunci, dacă nu se împarte la 2 și la 5, niciodată nu se împarte. 10n plus 3 nu se împarte niciodată. Nici la 2, nici la 5. Și atunci când nu el se împarte nici la 2, nici la 5, eu fac periodică simplă. Periodică simplă. Dar am învățat asta. Tu te-ai grăbit. De ce te-ai grăbit? Ai zis 10. Pe 10, că încorporează divizorul 2 și 5. Și erai grăbit să spui că, de fapt, atunci când înglobează pe 2 sau pe 5, este un număr de care? Simplu. Când înglobează pe 2 sau pe 5, nici măcar nu mai este periodic. Este? Este o... Finită. O fracție zecimală finită. Da? Deci când îl globează pe 2 și pe 5, noi am făcut exercițiul ăsta. Am arătat așa. Fracția de tipul... Deci fracția 3 supra 2 la a doua, da? 2 la a doua, este o fracție finită, fără să facem calculul, fără să facem împărțirea 3 la 4, înmulțim aici cu 5 la a doua, amplificăm cu 5 la a doua, asta e manevra pe care vreau să vă pun acum, și în clipa asta vine 3 ori 5 la a doua și face cât? 75, supra 2 la a doua, adică supra 2 la a doua ori 5 la a doua, corect, da? Ori 5 la a doua, care îmi dă 75 supra, cum poți să scrie aici, Davide? Pot scrie ca... 10 la 2. Supra 10 la 2. Că 2 ori 5 fiind fiecare la a doua, zic 10 la a doua, și care înseamnă 75 împărțit la 100, și cât face 75 împărțit la 100? Ba da, 0,75. 0,75. Iată cât e interesant. Mi se pare formidabil de interesant, fără să facem împărțirea în 3 la 4, dacă am fi făcut-o, mi-ar fi dat 0,75, dar prin șmecheria asta, de a pune în evidență aplicarea asta cu 5 la a doua, ajung repede să dau răspunsul. Dacă ar fi fost 3 supra 5 la a doua, amplificam cu 2 la a doua. Amplificam cu 2 la a doua ca să fac supra, da? Deci cu 2 la a doua. Și face cât? 4 ori 3
supra 2 la a doua, ori 5 la a doua, care înseamnă 12 supra 10 la a doua și înseamnă de fapt 10 supra 12 supra 10 la a doua, cât înseamnă, te rog? Înseamnă 0,12. Dacă ar fi fost însă așa, 7 supra 2 la a treia ori 5 la a doua, fără să fac împărțirea, cât ar fi însemnat? Ușor. Ușor. 0,07. 0,07. Ba nu. Nu. Pentru că acolo nu e 2 la a doua, e 2 la a treia. E 2 la a treia ori 5 la a doua. Păi mai am primit un 5 la 1. Asta m-am primit un 5 la 1. Ca să ajung la 5 la 3. Și face rost. Și atunci zice 7 ori 5, 35. Supra 2 la 3 ori 5 la 3. Care mă duce la 35. Supra 10 la 3. Care face? 35 supra 1000. Adică 0,035. Care face 0,035. Adică, ce sunt acolo? Cum ai putea să citești? Câte minimi am aici? Câte minimi? 35 de minimi. Deci în exprimare sunt 35 de minimi. Sunt 300. Fiecare sutime are câte 10 inimi. Și de aceea fac 3 ori 10, 30 de inimi și la care mai adaug încă 5. Da? Fiecare sutime împărat în 10 și am fiecare furnizează 10, 10, 10, deci 30. Și iată cum am făcut rost de... E foarte tare atunci când am pe 2 sau pe 5, totdeauna am să am un număr zecimal. Da? O fracție zecimală, de care? Fracție zecimală finită. Finită. Da? Când am pe 2. Numai pe 2 și 5 la diverse puteri. Pe 2 și pe 5 la diverse puteri. Dacă mai apare... Poți să pe 5 și pe 2. Nu e neapărat să iau putere. Poți fi 5 la 1. Numai 5 la 1 sau 5 la 1 putere. Simplu. Nu am ocupat. Și... Dacă eu pun 5 la 0. Uite, am avut aici, fac pe 5. Dacă eu pun 5 la 0. Pe 5 la 0 face 1. Da. Ca și cum ai fi pus pe 1. Deci, în loc să spui că pui pe 5 la 0, pui pe 1, de fapt, în curise. Și, de fapt, nu ai pus nimic, niciun lucrător. Da? Deci, nu mai mulțesc cu nimic, nu ai cazul. Bun. Acum să mă întorc în aici. Da. Nu l-am terminat. A fost doar o primă observație. Aceea că 10n plus 3 nu este divizibil la 2 și la 3. Și la 5. La 5. Deci 10... Deci pentru fracția, pentru 10n plus 2 supra 10n plus 3 putem spune că 10n plus 3 nu se divide, da? Nu se divide la 2. Și tot 10 plus 3 nu se divide nici la... La cine nu se divide? La 5. Atunci, dacă încercăm o descoperire, nu-l avem nici pe 2, nici pe 3. Și dacă nu-l avem nici pe 2, nici pe 3, nici pe 5. Nici pe 2 și nici pe 5, înseamnă că este un număr pe care? Periodic simplu, adică numărul de grupe de zecimale care să încep să se repete, chiar după virgulă. Deci atunci, dacă ar fost măcar la 2, la unul din ele, la 2 ar fost printre divizori și pe 2 și pe 5, pe 2 sau pe 5, ar fost un număr periodic de care? Mixt, da? Mixt, dacă ar fost, l-am fi avut încorporat pe 2 sau pe 5. Deci, în clipa asta răspundem că 10n plus 2 supra 10n plus 3 egal cu un număr periodic în parte întreagă.
Întrebarea este dacă am parte întreagă. Cât este partea întreagă aici? 0. 0, da? De ce 0 partea întreagă? Pentru că sus e 2 și jos e 3. E 10 plus 3. Cine e mai mare? Cel de jos. Numitor. Deci este o fracție, cum se zice asta? Subunitară. Deci mai mică amă. Deci ar fi de forma 0, 0, și un grup de zecimale care se va repeta. Imediat după virgulă, așa va apare un număr periodic simplu, pentru grupul de zecimale care se repete este imediat după cine? După virgulă, da? Deci așa va apare. Așa, da? Fracție zecimală periodică simplă. Altă întrebare? Da. Exercițiul 15, de la pagina 38. Fracția ordinară 1 supra 3AB barat. 3AB barat. Unde A și B sunt cifre. Da. Transformată în fracție decimală este finită. Este? Finită. Finită. Aflați acea fracție decimală. Deci știu că este egal? Da. Fracție. Știm că de... decimală. 3 ori ceva nu stă niciodată. 3 egalizare. Este foarte mare. Mare. Finită. Atenție! Faptul că este finită, am un mesaj. Da, pe care B trebuie să se împarte la 5 și la 2. Și la 5 și la 2, obligatoriu, în același timp? Stai un singur de persoană, deci trebuie să spunem că la 5 și la 2. Faptul că e finită, atenție, faptul că este finită... Componența numărului se adresește 2 la o putere și 5 la putere. Doar numai atât, nu? Doar numai ele. Fără să avea în descompunere și un alt divizor. Dacă ar fi un alt divizor în afară de 2 sau de 5, ar determina ca fracția respectivă, fracția decimală, să fie egală, dacă ar mai fi și un alt divizor. Cum are 3 acolo sau 7 sau 11. Ce fel de număr ar să fie? Deci dacă Daria, dacă 3AB, deci faptul este finită, a spune dacă și numai dacă, 3AB este egal cu 2 la o putere ca 1, ori 5 la o putere ca 2. Nu? Așa trebuie să se întâmple. Fără să mai fie scris și un alt divizor. Numai atât. Mai fie doar și 2. Nu, numai trebuie să scriem toate spun că ar fi, dacă fi numai fracție decimală. Deci, faptul este finită, înseamnă că numitorul trebuie să fie de forma asta. 2 la K1, pe 5 la K2. Ce A și B să fie, pentru ca să se întâmple așa ceva? A și B să fie 10, cred. Nu, nu, nu. A ar putea să fie 7, nu, A ar putea să fie 8 și B o să fie 1. Mai stați două secunde. Stăm. De ca să fie un multiplu de 2 sau de 5. Păi, un multiplu de 2 poate să fie 2 sau de 5. Așa, spun puțin. Ca să fie un multiplu de 2 sau de 5. N-ar putea să fie acolo, abia ar trebui să fie 10. Așa, cu 30. Dar nu o să fie la o putere. Da. Deci, atenție, nu e obligatoriu să fie și de 2 și de 5. Putem să încercăm să fie mai multiplu de 5. Adică 5 la o putere, să vedem dacă 3 AB poate fi scris vreodată ca 5 la o putere. Nu.
La 2 deja de la 2 la 2 la 6 este 256 și 2 la 7 după 500. Deci 2 la 6 este 256. Deci 2 la 6, el se gândește așa, 2 la 6, e la 256? Da. Bani, 2 la 6, 2 la 6 fac 64. Da? Deci 2 la 4, 16. 16 și 2 la 5 fac 3, 2 la 3, 2 la 8, 2. Și 2 la 6 fac 64. 64. 2 la 8 de 2. 64, da? Și dacă zici 2 la 7, face 128. 128. 2 la 8 face 256. Și 6. Și dacă ne gândim la 2 la 9, depășește 2 la 9. Da. În concluzie, ca puterea numai a lui 2 nu poate fi scris. Nici aici. În 3 ame, 300 și ceva. Și dacă a mea scrie pe 2 la 3, este 125. 2 la 3 ia 125. 2 la 3 egal 100. 5 la 3 ia 5 la 3. Da. Și 2 cu 5 256 cu 125 ceva, da, ceva cu 3 în față. Da, da, e sumă. Da, păi e sumă. 256 plus 125 ne va da 300. Deci 256 plus 125. 225, adică asta face 2 la cât? 2 la 8, da? Plus? 5 la 3. 5 la 3. Da, dar eu trebuie să fiu produs aici. Trebuie să fiu un produs de factori, nu sumă. Uite ce spun aici, produs? Da. De 2 la și 5 la. Deci dacă luăm 2 la 2 ori 5 la 3 și de 4 la 5, 20. Deci 2 la 2, ori 5, face cât? 4, 5, 20. Dar până la 300 și... 2 la 4. Putem 5, să scoatem în baza 10. În baza 10. Ajută-mă, să merg în baza 10. Nu cred că avem cum să facem o fracție decimală finită, deoarece o să fie 10 la o putere. Și 10 la putere n-ai pe mai 5 la 3. Deci, ar trebui să fie doar 10 la 2. 10 la 3 e mai mare decât 300 și 10 la 2 100, deci... Deci tu simți că n-ar avea cum, nu găsești nicio posibilitate acolo să, da, să descrie? Deci nu există nicio pereche A și B încât să se întâmple chestia asta? Tu începi să crezi asta. Da. Ai argumente puternice? Pentru că dai voie să avem numai pe 2 și pe 5. Și pe 2 și numai pe 5 în descompunere, da? Sau 2 la 8 putere și 5 la 8 putere. Deci asta înseamnă că o să fie 10 la 8 putere și o să fie 100 singurul număr și pe asta fie 1000, că e 10 la 3. Dar asta când și 2 și 5 să fie la aceeași putere. Dar eu pot să am 2 la 2 sau 2 la 3 și 5 la altă putere. I-am zis aici 2 la K1 și 5 la K2. Adică ca 1 și ca 2 sper să fie egale. Că tu ai prins ideea ca 1 să fie egal cu ca 2, 10 la același exponent. Poți fi, Daria? Dacă mulțim, adică 5 ori 2, vreau să zic că ultima cifră nu se va scrie 0? Dacă ar fi exponenții egale. Da, de exemplu, dacă eu iau 2 la 3, care dă 8 și 5, pur și simplu. 8 ori 5 dă 40 cu 0 la sfârșit. Da. Ar trebui să punem pe 2-0? Altfel spus, după ce mă convingeți că puterea lui 2 nu se poate, cum am și arătat, că puterea lui 2, 2 la 8, fac 256, 2 la 9 depășește, deci numai puterea lui 2 nu se poate.
Încercăm mai puterea lui 5 să vedem. Și dacă ne arătați că numărul 300 și ce-o mai fi se cadrează între două puteri consecutive, cum este aici, iată, 2 la 8 egal cu 256. 2 la 9 egal cu 500, cât vine aici? 512. Atunci, 3 la 3AB, numărul 3AB, este cuprins între 256 și respectiv 512, ceea ce mă duce la a spune că aici am 2 la 8, 2 la 8, mai mic decât 3AB și mai mic decât 2 la 9. Deci numai puterea lui 2 nu se poate, pentru că între 2 la 8 și 2 la 9 este cuprins 3AB. Nici puterea de-a lui 5. Nici puterea, dacă merge și va fi 5 putem... la 3A mai mic decât 3AB mai mic decât 3A. Deci, la 4. Iată cu 5, 5 cu 5 la 4. 5 la 3A. 5 la 3A. 3A mai mic decât 3AB. 5 la 3A mai mic decât 3AB. Și mai mic decât... 5 la 4. 5 la 4. 5 la 3A de 5, 5 la 2A... 5 la 2 de 25, 5 la 3 de 125, 5 la 4 de 625. Da, 5 la 3 de 125. Și nu se împarte niciuna dintre. În concluzie, abia acum spunem că 3AB nu poate fi exprimat numai cu 2 la o putere și nici numai cu 3 la o putere. Cu 5. Deci asta înseamnă că trebuie să fie 2 la o putere ori 5 la o putere. 2 la o altă putere, cum am spus. Și asta înseamnă că B este 0. Și de aici B-ul este 0. Atenție, analiza făcută așa trebuie. Nu? Dusă. Deci, numai cu 2 la o putere nu se poate, numai cu 5 la o putere nu se poate, și atunci șanse pentru ca lucrurile să meargă este, șansa asta este, să avem 2 la ceva ori 5 la ceva, care egal cu, sigur, cu 10 ori 2 la P, după ce am văzut ce-a fost comun, 2 la P, ori 5 la, la, nu, ori 2 la P, ori mai ori asta, sau mai poate fi 10 la puterea, 10 la o putere, S, și 5 la puterea T. Adică tot ce a fost, vreau să vă arăt așa, că dacă ai fost 2 la 7 ori 5 la 3, asta se scrie ca fiind 10 la 3, 10 la 3, ori diferența 10 la, ori 2 la puterea, 7 minus 3 la 4, da? 7 minus 3. Sau dacă ai fost 2 la 3, ori 5 la 4, s-ar fi scris 10 la puterea a treia, ori 5 la puterea, hai să zic, la 6. 2. Da? 5 la a treia. Pentru că ce a fost comun, am încorporat în 10 la. Deci ori 10 așa, ori 2 la, ori 10 la și 5 la. Insistă la asta. Deci după ce am arătat că numai 2 la nu se poate, numai 5 la nu se poate, atunci trebuie să fie o scriere de tipul 2 la K1 ori 5 la K2, între K1 și K2 fiind K1 mai mic decât K2 sau invers. Dacă K1 mai mic decât K2, atunci va fi de forma 10 la S ori 2 la P. 2 la T sau 5 la T. Depinde cum este între ca 1 și ca 2. Chestia asta mă obligă să merg cu B egal cu 0. Deci de aici rezultă că B-ul este egal cu 0. Și atunci mă întorc și numărul meu trebuie să arate 3A0, da? De forma asta, 3A0, care să se divide numai la 2 și la 5. Tot ca puterea la 2 și la 5. Și aici încep treaba. Cum propuneți? Păi dacă...
Au ca cifră ce poate să prindă? Au poate să prindă. Am dat de număr. Care numărul? Au 2 ca 2 la 8-a, nu, 2 la 6-a ori 5 la 1-a. Adică 64 ori 5. Da, și de 320. Dar dacă nu mai știu. Stai să vedem. Poate mai sunt, dar deocamdată prins un număr. Care? 2 la 6 ori 5 la 1. 2 la 6. 2 la 6, deci 64 ori 5. 64 ori 5. 64 ori 5. Da, crezi 2. 40. Ai prins 1. Acum eu vreau să organizez mintea noastră, să organizăm. Uitați cum facem. De acum ce poate să ia ca valori? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Și 9 chiar. Da? Și 9. El merge odată, simte ieșițiu ca puterea lui 2 și atunci a zis 64 ori 5 face 64 ori 5 face 2 la 320. Egal cu 320. Da? 320. Și care îi dă lui aici? Cât i-a dat? 2 la 6. Ori 5 la 1. Ori 5 la 1. Gândește la o altă manevră, o altă aranjare. 2 la 7 ori. 2 la 7. Ori 5 la 4. Dar ori 5. Că deja acum nu se poate, pentru că trebuie să fii mai minte de 2 la 7. Deci, în clipa în care vrea 2 la 7, de la 2 până la 2 la 6, pentru că pui de la 7, de la 128 ori 5, îți scrii prea mult. Uite, cât face? 2 la 4 ori 5 la 2. 2 la 4. 2 la 5 ori 5 la 2. 2 la 5. Adică 32. 32 ori 25. Nu cred că scrie bine. Neapărat trebuie să crești exponentul de ăsta și dacă trebuie să crești pe ăsta, da? Nu o să dea bine, poți de 76. Sigur că da, nu merge. Deci 2 la, 2 la 5 ani, nu. Nu e bun. 2 la 4. La 4 ori 5 la... A doua. Tot la a doua, că la a treia. Deci 2 la a treia, da? 2 la 4. 16. Ori 25. 16 ori 25. 16 ori 25. De 400. Depășește, da? Da. 5 la 3. 2 la 3. 2 la 3. 2 la 3. 2 la 3, adică 8 ori 25, vrei? Da, 8 ori 25. 160. 8 ori 25, 200. Prea puțin. Dar de ce nu crești, de exemplu, ama nu poți. 125 ori, nu, nu prea poate. 125 ori 4. 2, atât am mă duc. Dacă zic ori 4, o să zic. Deci, ori 2. Concluzia este că singurul număr este cel care l-a ghicit. Deci ori facem o analiză de așa asta, ori ne întoarcem la ce am spus mai devreme. Și încercăm cu tot, cu tot, că... cu tot. Demonstrăm că mai mult de 5 la 2 nu, nu funcționează. Pui 2 la 1, 2 la 2, 2 la 3, 2 la 4, 2 la 5, 2 la 6. Vezi că 2 la 7 nu mai funcționează, deoarece nu poți să mulțești cu 1 și nici cu 5. Dacă mulțești cu 5 nu mai merge deloc. Îi faci cu toate ăștia. 2 la 11. Deci, ideea este că nu se poate să avem numai 2 la nici 5 la. Îmi trebuie 2 și 5 prezenți. Deci, de forma 2 la ca 5 la ca 2. După ce ai găsit pe 320, care este bun, adică 2 la cât ai aici? 2 la 6 ori 5 la 1. 2 la 6 ori 5 la 1 an. Acum, niște aici exponenții și vezi rapid că nu se mai tratează. Deci singura variantă este asta. Deci răspuns corect este asta. 3AB, da? Egal cu 320. Adică, de aici AU egal cu 2 și B egal cu 0. Și B egal cu 0. Ar vrea să mai insist un pic până când voi înțelegeți bine toată șmecheria asta. Acolo a fost tot... Andrei, da? Ți-a fost clar aici? Da. Deci teoria zice așa. Ca să fie finită,
La numitor trebuie să fie numai puterea lui 2 înmulțită cu puterea lui 5. Niciun alt factor în descompunere. Alt factor prim. Numai puterea lui 2 și puterea lui 5. Și atunci, în clipa în care am constatat că mai 2 simplu nu se poate la o putere și 5 nu se poate, pentru că numărul 3AB este cuprins între două puteri consecutive, 2 la 8, 2 la 9, sau 5 la 3 și 5 la 4, ne-am convins că e nevoie să fim împreună, am fost de acord împreună, că e vorba de 2 la ceva, ori 5 la ceva, neapărat. Și atunci, el se duce foarte repede la 2 la 6 ori 5 la 1 și găsește. Și acum, aici, dacă vrea să miște în zona de 300 și nu mai găsim nicio pereche de numere așa pe care se întâmple așa ceva. Foarte frumos e gândit. Da, da, era super mare. Da, dar se vede că este interesant. Adică, ce a avut autorul aici? Haideți să vedem ce a putut el să facă. Să vadă dacă știu cum să facem acest lucru. Adică vreau să-mi vadă, știți voi ce înseamnă fracție zecimală finită? Da. Finită, adică ce înseamnă, stai de numai în descompunere lui 2, puterea lui 2 înmulțită cu puterea lui 5. Asta lui 2. La lui 2, da. Să fie numai puterea lui 2 și înmulțit cu puterea lui 5. Așa, da. Asta nu-ți fac. Și acum trebuie spus că nu fie numai puterea lui 2, să nu fie numai puterea lui 5, împreună și puterea lui 2 și puterea lui 5. Și 2 la 6 sau 5? Deci de acolo ne-am dus pe ești. Da. Foarte frumos. Repet. În momentul în care întâlnim astfel de greșițe, parcă nu-ți vine să te despați. Da? Simți că ai prins șmecheria și îți rămân la suflet așa. Chestiuni de astea așa de fine. Facem, domnul profesor, un exercițiu de la teste. Așa, te rog. Testul 1 de la pagina 49. Testul 1. De la 49. Da. Exercițiu 5. Da, exercițiu 5. Se consideră numerele. A mic egal cu. E. A mic egal cu. 1,27 la puterea 3-a. 1,27 la 3-a. Ori 1,27 la 8-a. 1,27 la 8-a. Îi pun în paranteze. Așa, bine. E da, și mai o să pot să fac 1,27. Și B egal cu. 1,27 la puterea 13. Împărțit la 1,27 la puterea 5-a. Și C este egal cu 1,27 la puterea a 4-a, totul la puterea a 8-a. Scrieți fiecare dintre cele trei numere ca puteri cu baza 1,27. Deci prima întrebare este să scriem ca puterea 27. Ca puteri cu baza 1,27. Așa. Te rog. A va fi egal cu... Continuă aici, da. Egal cu... 1,27 da. La 11. 11, mai stă pe gânduri. Da. Deci B va fi egal cu 1,27 la 11. 1,27 la puterea. La puterea? 18. Da, împărțit. Împărțit. La puterea 1, sigur, da. Și este egal cu 1,27 la puterea 32. Ăsta a fost tot exercițiu? Da, a fost, nu? Nu, nu are și greșit. Deci, au făcut așa repede? Înseamnă că la test e 150, domnul profesor. Da. Vă dăm acum altceva. Da. Păi dacă sunt așa de bun. Dacă... Da, sunt așa exercițiu, domnul profesor. Tot aici de la... Transformați fracția 1 pe 11. 1 pe 11, deci transformați. Da, fracția 1 pe 11 în fracție decimală și precizați care este decimala de pe locul 2014. Dacă v-ați învățat, nu am pus să credeți. 1 pe 11. Știți că aceasta este o fracție decimală simplă.
fracție decimală periodică simplă. Din ce motiv? Deoarece în componența numitorului se găsesc doar factor prim. Adică 11 este prim, nici nu are... Și nu se găsește 2-ul, nici 5-ul. Adică 1 împărțit la 11 este egal cu 0, 0, da. 0, și la ce pe grupul de perioadă de cifre 0, de 0, 0... Ar trebui să facem împărțirea, nu? Da. Dar altfel nu le dăm seama aici. N-avem cum să facem. Sigur că, dar facem împărțirea. 1 împărțit la 11, egal cu 0, 1. O să fie 0,09 perioadă. 0,09 și merge de câte ori aici? De 0, 0,09 și vine iară. Deci acum merge de câte ori? 0. 0. Apoi din nou. Deci grupul de cifre care se repetă este 0,9. 0,9. Și acum cine întreba 2000 cât am? Deci 2014 decimală. 2014 la 2 care este pentru că n-am nimic în față decimală. 1007. Asta pentru că este 0. Deci, când este? 9. Nu, 0. 9. Păi sunt doar exact 2. Da, știu. Da. Dacă dădea destul 1? Era 0. Dacă dădea destul 2 era 9. Dacă era... Nimic, domn profesor, mai am una. De la testul 5, pagina 58. Testul 5, pagina 58. Exercițiu 2. Se convingere două numere. A, virgulă, B, C, barat. A, B, C, barat. A, virgulă, B, C. A, virgulă, B, C, barat. Și X, virgulă, Y, Z, barat. Și X, virgulă, Y, Z, barat. Comparați aceste două numere în fiecare din următoarele cazuri posibile. 1. Comparați. A este mai mic decât X. Hai să notăm pe ăsta cu primul număr și cu N cel de-al doilea număr. Comparați pe M cu N în situația. Deci la prima situație A e mai mic decât X. A mai mic ca X. În a doua situație A egal cu X. A doua. A egal cu X și B mai mare decât Y. Doi. A egal cu X și B mai mare decât Y. Și situația a treia, A egal cu X, B egal cu Y și C mai mic decât Z. Asta e. Simplu? Hai să vedem. În primul rând, E mai mic decât N. Dacă A e mai mic decât X, N este mai mic decât N. Atunci E mai mic decât N? Da. Din ce motiv? Adică A este mai mic decât X. Deci partea întreagă... Ba nu, e egal. A mai mic decât X, la unde la primul. Ca un exemplu poți să-mi dați. Da, 4,25. Mai mic decât 5,25. Nu trebuie să fii tot. 5,41, 5,99. Sau 5,01. 0,1. Poți să fii și așa, nu? Sau 4,0. Deci, pe ăsta să luăm cel mai mare cu putință. Și pe ăsta, pe cel mai mare cu la partea 0, cu putință. 9. Și 4,99. Mai bine decât 5. 0,01. Da. Și atunci, dacă X-ul, partea întreagă, e mai mică decât partea întreagă, partea decimală nu mai are influență. Asta vreau să înțelegeți. Da? Deci dacă am... Contează dacă e ca X. Deci partea întreagă este definitorie în compararea două numere decimale. Adică, într-un fel, nu am 4, într-un an și un an 5. Nu mă interesează ce e în spate. Ce-i după? Mă uit cum am învățat când eram în clasa 1-4. Mă uit fiecare, dacă uit primul egal cu primul... Ca și cum ar fi comparat cu numerele naturale, da? Da. În final. Corect. Aici ăsta e mesajul. Da? Așadar, A mai mic ca X, adică de aici înseamnă
m mai mic decât n. Asta înseamnă. Următoarea, pentru m mai mare decât n. Aici te răspundem. M mai mare decât n. Să analizăm? A egal cu x. Iar b mai mare decât y. Deci, da, 4,25. Deci aici spui 4,25. Mai mic decât 4,15. 4,19. Da? Deci, partea, acum partea întreagă este aceeași. Da. Și începem să umblăm. De acum la 10 mari se va face diferenția. Acum, de exemplu, dacă noi spunem 4,2, da? 4,20 și 4,20 și 4,19, deci o să fie același lucru. Cum același lucru? Nu o să fie același lucru, o să fie tot mai mare. Deci tu ai pus cel mai mic aici cu putință, 4,20. Mai cu semnul dintre ele, după corect, mai 4,20 mai mare, da? Știi că 4,20. Adică oricum o să fie același, pentru cel mai mare cu putință. În concluzie, când mă cu privirea a două numere decimale, prima dată te oprești la partea întreagă. Dacă lucrurile se clarifică de la partea întreagă, ești fericit. Dacă la partea întreagă ai același lucru, începe pe urmă prima decimală să vedem dacă face distinție. Să face distinție. Cu alte cuvinte, vă întreb, dacă zic așa, m egal cu 2,3,4,7,8,9 și n egal cu 2,3,4,7,9,8, care e mai mare decât cele două? Partea întreagă nu ne rămânește. Partea zecimală nu ne rămânește. Din zecimile de mii deja avem un pic mai mare acela. Deci nici măcar nu mai vrem de ce m-a spus. Atât? Nu mai eu urmăresc. Prima dată când întâlnim un număr mai mare decât celălalt. Deci, undeva trebuie să zic, dacă aș fi avut așa, m egal cu 2,37999 și n egal cu 2,3801, el e mai mare pentru că... Unde este mai mare decât 7? Unde își face diferențierea? La sutimul. Da? La sutimul. Clar, da? Dar dacă vă dau așa, 2,9 față de 2,99. 2,99 este mai mare. Da. Deoarece acela nu este 2,0. Da, 2,90. Deci, 2... e mai mic decât 2,9, care e mai mic decât 2,99, care e mai mic decât 2,999, da? Care e mai mic decât 2,9999 și mai mic decât următorul 2,999 și mai departe, câți vrem noi de mulți. De cine se apropie 2,9?